departe. Minodora, iată ce l-am întrebat pe Marco. Aoleu. Acum, acum. Ce îți place cel mai mult la mama ta? Nu da. Minte niciodată. Asta așa este. Nu mint. Următoarea variantă de răspuns. Că mă pune să învăț bine, să studiez la pian. Asta nu știu dacă îi place foarte mult. Lui îi place să cânte la pian. Da. Și studiază pentru că își dorește să ajungă un mare pianist. Dar nu știu dacă îi place cel mai mult la mine faptul că am pretenția ca el să studieze. Face fețe amuzante, da. Se strâmbă spunând mă strâmb, mami, da. Mami. Da. Cum te strâmbi? Mă strâmb, adică... cred că urât dacă vă arăt vouă, dar lui îi place, ce, e funny. Dragă, strâmbă-te, dragă, puțin. Că așa, mă prostesc, mă... Hai, fac... te rog, no, îi fac tot felul de fețe, da. Hai, zi. Și îi place grozav. Da. Asta cu că mă pune să învăț bine, să studiez la pian. Poate așa, pentru că i-a spus, bă, vezi ce vorbești la emisiune, să nu mă faci de cacao, tu spui de bine. Vezi? M-a fi spus și asta. Vezi, hai să iau a patra variantă. Îmi spune te iubesc, da. Viața mea, respirația mea. Respirația mea, da, asta e, așa e, da. El a spus una singură. A, ce mă... Toate patru sunt adevărate, clar. Hai să o punem. Așa au fost și că... la domnul, da, și la Dan Bursuc, au fost toate adevărate, că nu vrei vrea el să recunoască patra, că face da. Șpagatul ca mici. Ba da, nu e nicio problemă. Da. Da. Eu nu mint, nu vreau să mint. Nu fac în viața mea nici șpagat. O să o aleg... Stai, unde e soțul? Da, nu, că mi-a zis și soțul, dar așa, zi, așa. Ce vreau să spun și eu. Ce variantă credeți te răspuns că a dat Marc? A patra. Da, da. A patra? A patra și am să explic de ce. Te iubesc, că... viața mea, respirația da. Mea? Pentru că noi, între mine și Marco și soțul meu, între noi trei, dar în special între mine și băiat, este o relație și o legătură de dragoste exagerată. Cred că între... Și atunci asta e. Asta crezi că îi place ultima, cel mai da. Mult? Asta a zis-o și el, pentru că așa este. Chiar dacă și-a adus aminte... ceea ce ai spus, ai grijă ce spui la emisiune? Chiar dacă. Asta este peste, trece. Ok, hai relația să vedem noastră de dragoste Marco, trece peste. Spune-mi, te rog frumos, ce-ți place cel mai mult la mama ta? Că mă pune să învăț bine. Da. Să studiez la pian pentru că este bine pentru mine. A, da? Da. Înseamnă că s-a conformat copilul. Mai da, copilul a bucurie, a ascultat de tine. Mare actor. Mai e și mare actor. Mare actor. Are, da. Am înțeles. Dar da. El conștientizează că pentru a deveni un bun pianist să studieze. I-am absolut. Explicat lucrul ăsta. Ca orice părinte care participă la această emisiune, îi spune copilului, bă, vezi ce vorbești, copile, vezi ce scos pe gură, nu știu ce, să fim ok, să nu ne facem de râs. E clar că eu una recunosc. Mami, vezi ce vorbești. Și acum sunt două chestii. Deci ori a spus-o să dea bine la cameră și în fața voastră, însă pe mine m-ar bucura ca el să fi spus acest lucru, pentru că conștientizează că e important să studieze și să învețe pentru viitorul lui. Hai să vedem!